Născut în Elveția pe 14 aprilie 1935, Erich von Däniken este renumit pentru lucrările sale în care lansează ipoteza intervenției extraterestre în viața pământeană. Proprietar al unui lanț hotelier, omul de afaceri a beneficiat de suficiente resurse materiale și de timp pentru a efectua importante călătorii în lume, acolo unde locurile și obiectivele i-au permis să se documenteze, astfel încât Däniken este recunoscut de mult ca făcând parte din categoria primilor autori care au scris lucrări folosindu-se de ipoteza intervenției extraterestre. Däniken a scris 27 de cărți care au fost traduse în peste 20 de limbi și s-au vândut în mai mult de 60 de milioane de exemplare, iar aparițiile sale la TV au fost vizionate în întreaga lume. Istoria se înșală sau Amintiri despre viitor sunt doar două dintre aceste lucrări ale elvețianului, ultima dintre ele fiind publicată și în România anilor 70. Aceasta face o cercetare a întrebărilor neelucidate ale istoriei scrise și nescrise. Ea ridică problema unor monumente și obiecte care nu se încadrează în cronologia și istoria clasică, neputând fi realizate nici astăzi cu toate performanțele științei și tehnologiei moderne. Existența și crearea lor este atribuită extraterestrilor care ar fi vizitat Pământul la diferite date ale istoriei lui.